make them bounce. Salutare dragi prieteni și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Avem meci în Liga Campionilor cu echipa de pe locul 3, Manchester United. Surprizele s-au întâmplat, să spunem, până acum. Cele mai slabe echipe sunt pe primul și al doilea loc. Înainte să începem meciul acesta, nu uitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria, vreți să-l motivați să continuăm cât mai mult cu ea. Meci greu în deplasare la Diavolii Roșii, unde trebuie să câștigăm sau măcar un egal să facem pentru calificarea noastră, să o facem mai ușoară. Este un meci care decide calificarea în Liga Campionilor, care începe deja și sperăm să ne descurcăm foarte bine. Bruma, o pasă foarte bună, mingea ajunge la Matei, centrala lui Matei, gol! Alexandru Maxim reușește Alexandru Maxim să deschidă scorul. Este deja 1-0 pentru lui, minutul 18, și asta în deplasare la Diavolii Roșii. Maxim deschide scorul, din păcate nu a mai fost reluarea lăsată. A atins oricum și acolo puțin balonul. Runi pentru Mata în centru, excelent Patrick, încă o dată un tackling foarte bun a vașul nostru lateral, care a devenit titular în echipa noastră. Este aruncare de la margine pentru englezi, Kagawa îl învinge și pe portarul nostru Silviu Lung, care nu a mai avut ce să facă, a avut spațiu lung acolo la colțul lung, spațiu mult la colțul lung Shinji Kagawa, s-a jucat cu fundașii noștri și a reușit să-l învingă și pe portarul nostru Silviu Lung. Se pare că cei de la United au egalat, dar noi suntem în avantaj. Oricum, dacă Porto va pierde sau dacă va face egal și United va face egal, se vor clasa pe loc de Europa League, Diavolii Roșii. Balon care se joacă acolo în centru apărării engleze, noi încercăm să recuperăm foarte bine acolo, cât pe ce să greșim de fapt. Prepeliță pasă blocat acolo, dacă putem spune, de Maxim, a deviat, dar oricum nici mai bine nu se ducea. La Tomlevici cu șutul, gol! Iasmila Tomlevici, golasul, 2-1, Steaua conduce, intră în avantajul meciului pentru a doua oară. Iasmila Tomlevici marchează minutul 45, un șut foarte bine trimis cu piciorul drept, un gol ala Iasmila Tomlevici, dacă putem spune. Priviți cât de bine trimite acolo, s-a și lăsat pe minge la Tomlevici și l-a învins pentru a doua oară pe De Gea. Bine, De Gea a fost învins pentru a doua oară de 2 jucători diferiți ai Stelei, nu doar de la Tomlevici. Și da, se termină prima repriză, chiar dacă aici arbitrul a lăsat fault, am văzut, dar oricum în prima repriză acum nu mai pot face nimic cei de la United. Priviți centrarea aceasta, fel Laini a scos chiar în spate la Rafael, cel care a și bătut acolo lovitura liberă. Rooney, cât de bine intervine acolo Maxim. Rooney pasă pentru Fellaini cu plonjonul, și a pus capul la contribuție Fellaini, dar nu a reușit să trimită pe cadrul porții. Ce ocazie în deschiderea reprizei secunde, avută prin nimeni altul decât Marune Fellaini, cu plonjonul acolo, nu a putut să-l învingă pe Silviu Lung. Acesta oricum, dacă era balonul la colțul lung acolo unde trebuia, pe poartă, era învins. Dar a fost pe lângă poarta lui Silviu Lung și asta ne-a scăpat, am avut și noroc la această fază. Acum scapă în flancul drept, Valencia trece ușor de la Tomlevici, Rooney în bară, Rooney, ce ocazie pentru United și foarte bine s-a retras acolo Silviu Lung. Rooney a tras în bară, era cât pe ce să fim pentru a doua oară egalați. Excelent scoate Filip acolo și prepeză pentru Matei, hai cu contraatacul ăsta. A dat o pasă de așteptat acolo Maxim, a fost previzibilă pasa românului nostru, nu îi lăsa să atingă balonul. Șut al lui Matei pe centru, mai bine spus, oricum în brațele lui David De Gea. În minutul 77 ne trecem în cont încă o ocazie împotriva celor de la United, Diavolii Roșii, Manchester United, care este condusă în continuare de noi și știm că se bazează pe înălțime, să spunem așa, ce echipele din Anglia. Show! Kagawa a doua oară în bară, dar până la urmă marchează. 2-2, a fost egalați, din păcate. Kagawa a tras în bară, însă a doua oară a venit balonul în piciorul său și a reușit să marcheze din a doua șansă. Minutul 85 și luăm acest gol. Prepeliță, ce șut slab, ce șut beteaga lui Prepeliță. 2-2, luăm un punct, facem o puncte. Ian United face și a 7.
Porto a avut, deci nu, deci necalificat, Porto a avut 4 puncte, dacă mă știți, și chiar cu 3 puncte nu se califică decât termină pe un loc de, ori de Europa League, ori pe ultimul loc. Da, se termină, se termină, luăm un punct, punctul dorit cu United, nu au reușit să ne bată deloc, i-am bătut în tur și în retur facem 2-2, Matei a fost omul meciului, 8,1 a fost nota acestuia. Reușim, reușim să ne calificăm mai departe în optimile Ligii Campionilor. Luăm 11 milioane 800 buget pentru transferuri. Eu am câștigat, să spunem, o sumă destul de bună. Avem un meci împotriva celor a Pandurii, Târgu Jiu și apoi urmează Iașul, iar imediat în Cupa Ligii, acum mă știu, cu Dinamo București, este un meci pe terenul nostru și îl vom juca acesta cu Pandurii. Trebuie să jucăm, să câștigăm meciuri în campionat. Și începe meciul, Pandurii au lovitura de start, nu mai sunt nici la Pandurii aceiași jucători. În continuare Anton și Răduț, putem spune unii dintre vedete, la fel și Brevelt. Răduț, jucător care știm că a trecut pe la Steaua București. Filip în zonă centrală, Filip o pasă care se duce către Mihai Costea. Costea, excelent a avut acolo, dar Tătaru până la urmă a interceptat. Foarte puțin a trebuit să atingă balonul ca să-l devieze Tătaru. Centrarea lui la Pavlović, ușoară, același Tătaru reușește să recupereze, să intercepteze și să trimită pe Pandurii pe un contraatac periculos. Buleică 1 la 1 cu la Pavlović, excelent l-a oprit acolo Iasmin la Pavlović, rămâne chiar și în posesia balonului, l-a putut trimite mai bine decât se putea, să spunem așa. La Pavlović, excelent balon, ajunge acum la Bruma. Bruma în flancul stâng, are spațiu. Bruma centrează, dar cred că a fost deviată, da, de același Răduț, ar putea să fie. Centrarea lui Costea, respinsă de Anton Paul. Anton și Nicoara acum trebuie să face un pressing bun aici și asta se întâmplă, recuperează Prepeliță. Să vedem pe Costea care centrează acolo, trebuia să ducă balonul către Gardoș, dar balonul a fost respins. Matei Varela cu șutul, șut oricum care se ducea foarte slab, blocat de Nicoară. Foarte bine trece Patrick, a trecut până la urmă, a fost un așa Barcelonei, pe minge pentru Bruma, în care Bruma fake shot, Bruma! Cum a scos balonul ăsta, cum a scos în corner, se apără cu toți jucătorii Pandurii Târgu Jiu, merită o reluare, chiar merită, incredibil acolo cât curaj, să spune, pe jucătorii Pandurilor, i-a rupt fața, cum mă dă nu i-a rupt fața, acolo trebuia să fie sânge. Maxim, spațiu pe flancul stâng, îl vede foarte bine acolo pe nimeni altul decât Iasmin la Pavlović, intrarea lui la Pavlović, la a doua bară, Costea cu capul apără mingote și Brevel respinge cu foarfeca, incredibil, cum se apără ca niște ră, dacă puteți spune, cei de la Pandurii, până acum sunt pe finalul primei reprize și nu am dat nici măcar un singur gol, să nu uităm că Steaua a bătut Pandurii în realitate cu 6 goluri, 6 a lui Cheșeru, Nicoară acum care e nostru, Nicoară, ce a făcut acolo, gardă și incredibil, ce tâmbălău careul nostru, până la urmă ieșim de acolo cu bine și ce contraatac acum, iată-l pe Cosmin, Matei careu, Matei, apără mingote și corner acum, al nu știu câtelea corner pentru Steaua, Costea este cel care bate, mai bună centrare aceasta, Gardoș, din păcate cade și balonul iese în aut. Revald care a recuperat posesia balonului pentru Pandurii Târgu Jiu, suntem în deschiderea reprizei secunde, este minutul 53 și Pandurii este în ofensivă, Nicoară acum, Nicoară în careul nostru, nu-l lăsați pe Nicoară, la Pavlović, oh my fucking god, Fran Standaza este cel care marchează și reușește să-l învingă și pe Silviu Lung. La Pavlović nu a avut ce să facă acolo la cap în fața lui Saldaza, mult mai înalt și știm pe la Pavlović că nu are, e degeaba la cap acolo, este oricum fundaș lateral și nu este înalt Iasmin la Pavlović. Da, degeaba are capul la bec. Au marcat prin acest atacant nou care l-am observat eu la Pandurii Târgu Jiu. Oare cine știe pe ce va fi el, va fi la goalgetteri. Filip, o pasă care ajunge la Bruma pentru nimeni altul decât Iasmin la Pavlović. Lato, nu trebuie să ieși cu balonul ăsta în aut la Pavlović, dacă nu știi, se joacă în teren. Maxim recuperează foarte bine acum Costea pentru Filip. Filip mai parte la Cosmin Matei. Matei! Din nou mingote. Oprește și de această dată. Respinge la mingote și să vedem pe Brevel de acolo, mai bun la cap decât Costea. Costea câștigă. Costea! Un șut slab prins în brațe de portarul Pandurilor, CFR-ul cred că are deja 3-0 și ia cu Vaslui. Nu am mai văzut și golurile marcate de Vaslui pentru că este asta cu Look TV.
Nicoar prestat acolo de Varela, n-a fost deposedat. Gardo își respinge foarte bine și Prepeliță la fel, cam așa, într-un picior Prepeliță, dar până la urmă am respins. Din păcate am greșit, Maxim Pasan care trebuia să ducă pentru Cosmin Matei. Espinoza foarte bun teclinul lui Gardo și Prepeliță și Costea Petru. Bruma, spațiul, acest contraatac este în inferioritate numerică pentru noi. Iată-l pe Maxim. Maxim este destul de obosit. Șutul lui Maxim! Respins în corner de Mingote. Corner pentru noi. Să vedem ce vom face la faza asta. Mai bine să bată Maximă, pentru că am văzut cât de bine bate, dar batem așa cu schemă, mai să vedem pe Bruma care se îndreaptă cu șutul. Bruma acolo a respins Ciucar și Matei, bara lui Matei. A fost spectator Mingote. Câte ocazii, băi frate, nefructificate de jucătorii noștri, ocazii incredibil de multe. Acest șut al sâmbară a fost de această dată. Mingote nu a mai fost la minge, a fost spectator la fel ca și mine cum mă uit eu la meciul ăsta. Maxim recuperează, Maxim pasează la Costea, oprit acolo de Tătaru. Atent în apărarea celor de la Pandurii, Tătaru, târgușienilor, jienilor, mai bine zis, oltenilor, Nicoar și oricum, dacă vom pierde, avem, nu este totul pierdut, dacă vom pierde, vom pierde doar o singură luptă și nu întregul război. Prepeliță pentru Bruma, nu știu dacă vom fi egalați în clasament după această înfrângere, dar poate cine știe, dacă vom da un gol în minutul 90 să obținem un punct, va fi foarte bine, să spunem așa. Chiar dacă am avut multe ocazii care nu le-am fructificat, uite șansa asta, haide Matei, dai și tu gol odată, da, Matei, bagă balonul în coasă, 1-1, egalăm și ce vă spuneam, luăm măcar un punct din meciul acesta. Cosmin Matei, din multe ocazii rosite, reușește tocmai acum să învingă pe portarul Mingote, o pasă foarte bine, foarte bună primită de Matei și o finalizare foarte bună care a găsit-o, n-a mai avut șansă la șutul ăsta Mingote. 1-1, gol marcat de Matei în minutul 90, exact cum anticipam. Se pare că s-ar putea să ne alegem din meciul acesta doar cu un singur punct, pentru că dacă noi vom mai recupera cu balonul, da, ce spuneam, se va termina meciul. Da, meciul bune, doar două egaluri în acest episod, dar două egaluri bune pentru echipa noastră. CFR a câștigat cu 4-1 în fața nimeni altul decât Vasluiului. Ce să mai, acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!